Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local. Sunt Simona Pomazan, iată pentru început cele mai importante titluri ale acestui jurnal. Din 15 martie vor începe din nou lucrările la drumul național 73 Pitești-Câmpulung-Mușcel. Totul ține însă de cum se anunță vremea. Detalii imediat în Observator. După reducerile de CAS, reducerea TVA-ului, dar și scutirea pe impozitul reinvestit, ministrul energiei, MM-urilor și a mediului de afaceri, Andrei Gera, anunță și reducerea TVA-ului pentru toate produsele. Detalii, mai multe imediat în știri. Pe Chargeș 1953 a continuat seria meciurilor amicale, cu cât s-au impus în fața celor de la școala de fotbal Nicolae Dobrin, aflați imediat la rubrica Sport. Din 15 martie vor începe din nou lucrările la drumul național 73 Pitești-Câmpulung-Mușcel. Totul ține însă de cum se anunță vremea. Lucrările la DN73 au fost începute la sfârșitul anului trecut și au fost oprite din cauza vremii nefavorabile. Informarea privește lucrările care se desfășoară în acest moment pe zonele din afara carosabilului, pe șanțurile de scurgere și perigole. Se acționează de asemenea la plombarea gropilor care au apărut în cursul acestui anotimp prin topirea zăpezilor, urmând ca, începând cu 15 martie, în funcție, bineînțeles, de evoluția vremii, dar aceasta este data pe care au fixat-o ca și punct de reper, vor reîncepe efectiv lucrările de modernizare pe toate tronsoanele de drum între Pitești și Câmpulung. Din punct de vedere tehnic, jandarmii argeșeni sunt foarte slab dotați. Doar 32% reprezintă gradul de dotare al Inspectoratului Județean de Jandarmi. Din fericire, de curând, jandarmii au primit două autospeciale și un Duster, dar și un șef nou care a fost detașat de la Călăraș. În 2014 am reușit să creștem, poate pare nesemnificativ procentul, dar din punct de vedere al mobilității a crescut semnificativ posibilitatea noastră de deplasare în județ cu mijloace de transport nu numai utile, ci și performante. La sfârșitul anului 2014, procentul de cadotare pe mobilitate era de 30%. Acest procent a crescut la 32%. Nu este, pare chiar un procent mic, ținând cont de faptul că până la 100% e o diferență semnificativă. Insuficient. Chiar și așa, jandarmii argeșeni au reușit să-și îndeplinească misiunile cu succes. Oricum, noul șef al Inspectoratului de Jandarmi speră să primească, pe lângă cele două autospeciale, și alte mașini. Față de tabela de înzestrare ne lipsesc multe pe linia mobilității. Păi, în primul rând, autospeciale de transport. Nu. Autospeciale de transport personal. Care ar fi trebuit să fie asigurate pe subunități, iar noi, la ora asta, ne folosim de mijloace de transport pe care le avem. Sunt folosite de către întregul efectiv. Ele sunt planificate astfel încât o pot spune cu mândrie, n-am ratat nicio misiune în 2014. Dotați insuficient sau nu, jandarmii argeșeni au planuri mari pentru 2015. Unul dintre acestea, să crească gradul de siguranță pentru cetățenii județului Argeș. România a urcat 20 de locuri în lume în ceea ce privește condițiile de afaceri. Nu o spunem noi, ci chiar ministrul energiei, IMM-urilor și al mediului de afaceri, Andrei Gera. Un rol important în acest sens l-au avut și reducerile de CAS, reducerea TVA-ului, dar și scutirea pe impozitul reinvestit. Gera susține însă că aceste reduceri nu se opresc aici, iar în anul 2015, până în vară, se dorește și reducerea TVA-ului pentru toate produsele. În acest moment, condițiile de business, de a face afaceri în România, s-au îmbunătățit. România a urcat 20 de locuri într-un clasament mondial care se referă la condițiile de business la nivel mondial, așa cum am spus. Dar, bineînțeles, mai este foarte mult, mai sunt foarte multe de făcut. România a reușit să
facă pași importanți anul trecut, și anume reducerea contribuțiilor CASE-ului cu 5 puncte procentuale, reducerea TVA-ului la pâine, scutirea pe impozitul reinvestit, dar își propune și pentru anul acesta ținte importante. Pe măsură ce mediul economic se însănătoșește, dorim să mergem mai departe cu alte scăderi de taxe și impozite. Și prima țintă pentru acest an este TVA-ul. Percheziții de amploare la societăți comerciale, dar și la persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani, dar atenție și executare de activități miniere fără permis. Persoanele vizate sunt suspectate că nu ar fi plătit în perioada 2007-2011 impozitul pe profit, iar prejudiciul a ajuns la peste 2 milioane de euro. 22 de percheziții au făcut polițiștii atât în Argeș cât și în Prahova, Dâmbovița, Vâlcea, dar și în București, la sediile a 10 societăți comerciale, dar și la locuințele a 10 persoane. Acestea sunt bănuite și acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani și activități miniere fără permis. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada 2007-2011 cei în cauză ar fi creat circuite economice și financiare fictive prin înregistrarea și declararea la finanțe de achiziții nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăți directe aferente acelor achiziții către alte societăți fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă și a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate. Prejudiciul creat statului român este unul uriaș, peste 2 milioane de euro. La acțiune au participat și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, dar și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. FC Argeș 1953 a continuat seria meciurilor amicale cu o partidă desfășurată zilele trecute împotriva școlii de fotbal Nicolae Dobrin, antrenată de Augustin Eduard. Alvioleții s-au impus cu scorul de 4-2, Hirciu și Iancu reușind câte o dublă. Cu toate că inițial FC Argeș 1953 avea programat amicalul cu FCM Alexandria, în ultimul moment formația teleormâneană nu a mai putut onora cu prezența. Cu toate acestea s-a găsit un alt adversar, tot din Teleorman, echipa CSE Viața Nouă Olteni. Partida a fost câștigată de Piteșteni cu scorul de 4-2. Pentru echipa noastră au marcat Eduard Călin, 3 reușite, și Constantin Schumacher din penalti. Antrenorii Mihai Zamfir și Vali Năstase au trimis în teren formația Cojocaru, Olteanu, Năstase, Sârbu, Popa, Taudor, Schumacher, Păun, Drecea, Călin, Bratu. Au mai evoluat Țuțu, Iancu, Toader, Munteanu, Băiețică, Ciobanu, Alecu, Mateescu, Chirciu și Neguț. Divizionara a treia de fotbal SCM Pitești continuă pregătirea pe plan local în vederea începerii jocurilor din partea a doua a sezonului competițional. Cum returul se reia pe 7 martie, antrenorul Alvioleților dorește ca elevii săi să mai dispute încă 2 partide de verificare. După amicalul de miercurea trecută pe care elevii lui Dulcea l-au susținut pe propriul teren în compania colegei de eșalon Muscelul Câmpulung, aceștia nu au mai avut programat niciun joc de verificare. Primul joc însă este programat pentru vineri 20 februarie de la ora 11 la Vulcea, în compania gazdelor, ce evoluează în seria a doua din eșalonul secund. De asemenea, Adrian Dulcea își dorește ca echipa sa să încheie seria partidelor amicale prin joc cu divizionara a doua academică Argeș. Dacă vremea va fi neprielnică, sunt șanse ca returul să se reia și în Liga a doua în același timp cu Liga a treia. În prima etapă din retur, SCM Pitești va juca acasă cu Sporting Roșiori, formație în fața căreia a pierdut în tur cu 4-0. Basketbaliștii de la BC Argeș au obținut o victorie foarte importantă pentru economia clasamentului. Echipa pregătită de Hristu Șapera a învins în deplasare pe Universitatea Cluj cu 97-94 și a urcat pe locul 3 în clasamentul Ligii Naționale de Basket Masculin. BCM Pitești a obținut duminică seara o victorie prețioasă pe terenul echipei Universitatea BT Cluj-Napoca într-un joc ce a contat pentru etapa cu numărul 19 din Liga Națională de Basket Masculin. Elevii lui Șapera au tranșat victoria în favoarea lor cu scorul de 97-94, la capătul unui joc ce a avut nevoie de o repriză de prelungiri pentru a fi desemnată câștigătoarea. Scor pe sferturi: 20-19, 23-24, 12-22, 28-18 și 11-14. Astăzi n-am jucat bine, n-am jucat cum am jucat în ultimele meciuri. Am avut un presentiment că nivelul nostru de motivație, orice aș face și orice le-aș zice, nu va mai fi același și nu m-am înșelat din păcate.
am reușit până la urmă cu mare efort să ajungem. O echipă a Piteștilui foarte motivată și care a jucat foarte bine astăzi și vreau să felicit pentru jocul lor. Am avut șansa să câștigăm meciul, am avut ultima minge care din păcate am ratat-o, însă chiar dacă am fi câștigat, a fost o victorie furată astăzi. Astăzi Piteștiul a jucat mai bine decât noi și a meritat să fie. Așa cum spuneai și înainte, aceste partide și-au demonstrat potențialul meciului. Da, absolut, absolut. Știam adevărul stă în cifre de foarte multe ori la toate meciurile care au înscris peste 85 de puncte de câștigat și toate meciurile care au scris cam 70 de puncte de câștigat. Deci targetul nostru de ține 70 de puncte nu a funcționat și asta este principala cauză pentru care a fost un meci foarte frumos. Un meci pe care am meritat cu susținerea să-l câștigăm. Că a fost echipa mai bună și așa cum a spus și dumneavoastră, puteam să câștigăm în timpul regulamentar. Vreau să spun că sunt într-adevăr mândru de jucătorii noștri, pentru felul în care au evoluat. Nu neapărat pentru realizările individuale. Desigur, Ron Albros, Marco Șutalo, Maric, Milosevic au avut contribuții majore, dar cred că astăzi am arătat ca o echipă. În urma acestui rezultat, BCM Pitești se află pe locul 3 cu 11 victorii și 7 eșecuri, ce iau de puncte. O situație similară în clasament o are și CSM-ul Oradea, însă piteștenii beneficiază de meciul direct câștigat. În runda următoare, BCM-ul Pitești va da piept în deplasare cu BC Timișoara sâmbătă 21 februarie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că vă aștept cu informații noi la următorul buletin de știri. La revedere! Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay.